Legislația să fie una bine definită, să nu să aibă mai puțin loc de interpretare și oamenii să se conducă de anumite reguli și instrucțiuni bine determinate. Am fondat o companie de contabilitate. De la început, împreună cu părinții, am avut norocul că ei să fie din același domeniu, contabilitate, fiscalitate. Și după treptat am început să fiu independent, am fondat propriul brand și propria companie. Primul lucru este sentimentul fizic, adică intri și deodată drumurile lor, fără mașina nu mai scârțe, mașina deodată să devine bună. Și respectiv după aia, deja când m-am stabilit într-un anumit loc, păi toată organizarea din societate, toate regulile bine determinate, foarte bine instrucțiunile, foarte bine aduse oamenilor cumva. Și oamenii sunt fericiți, zâmbesc, okay, mai diferit decât la noi. Eu mă aștept ca oamenii care își aleg drumul spre funcționari publici sau specialiști în care lucrează în autoritățile publice, ei să nu aleagă putere sau orice alte gânduri din astea, nu, să nu aleagă putere, dar să aleagă a fi în serviciul cumva a populației și a statului. Și eu mă aștept ca contribuabile, companiile sau mai ales startup-urile create de tineri să fie încurajate, nu să teamă cumva să că mă sună inspectoratul fiscal și nu știu ce să zic. Ei să aibă deschidere și să simtă cum funcționarii publici sunt pentru ei și vor să-i ajute. Din viitor pe care eu o văd este o țară în care există echitate, legislație bine definită, acces la finanțări și o Moldovă în care există libertatea.